Dragii noștri, fiți atenți la ceea ce vă spun. Alimentele care dăunează ficatului sunt următoarele. Untura, chiar dacă vă place untura așa pe pâine cu puțină boia, nu? Mâncăm fiecare zi cu lingura. Mâncăm și noi rar așa. Rar nu. Dar în cantități mari dăunează. De asemenea și margarina, untul, care este preferatul meu, recunosc, gătesc foarte mult cu unt. În loc de ulei prefer untul, dar foarte puțin. Adică un cubuleț cât se poate de mic. Maioneza, de asemenea, așa că mai bine decât să puneți într-un sandwich, eu știu, maioneză, mai bine nu mai puneți deloc. Dacă ne duc câte un fast food și te întreabă domnișoara de acolo, din nou, cu ketchup, cu maioneză, da. Nu mai multă, cât da. Mai multă, așa ca să fie, să faci pe aici niște mustețe. Exact. Dar, din nou, nu în cantități mari și nu foarte, foarte des. Carnea grasă, nu știu ce părere ai tu. Mai puțin. Pe grătar, un piept de pui, de curcan, este mai sănătos decât, eu știu, o friptură de porc. Frișca. Iubesc frișca cu fructe, dar foarte rar. Brânza, din nou, este foarte importantă pentru calciu, dar nu în cantități mari. Adică, scurios, ce mai rămas de mâncat? Că până la urmă, carne, nu brânză, nu... Păi nu în cantități foarte mari. Pielea de pasăre, adică dacă fierbeți, faceți o ciorbă de pasăre, de preferat ar fi să luăm pielea și chiar dacă îi dă un gust bun, știu, dar... Hai să spun o întâmplare. Au fost niște polițieni ai noștri în Canada și bineînțeles că când se aduc ai noștri bucătari după ei, că nu mănâncă ce mănâncă cei din Canada. Și frumos să le dăm și lor ceva de la ei, de la americani și de la canadieni, curcan. Și bucătarii ăștia nu mănâncă piele cum mâncăm noi pielea. Și pielea de la, după fiecare curcan, crocantă, așa, au pus o potăviță și restul au dus la canadieni. Au mâncat și la un moment dat un canadian intră și el întâmplător în bucătărie, adică să-l mulțumească pe bucătar că a ieșit curcanul foarte bine. Și a fost acolo potăvița acesta, așa, cronță, ba, excepțională. Ce e asta? Pielea de pe curcan. Păi și de ce nu le dați? Bun. Dar am spus, nu în cantități mari și nu, mă repet, și nu des. Păi, ar mai fi prăjiturile și prăjelile. Deci mare grijă, știți cum e în viață, ce e mult nu e bine, ce puțin nu e de ajuns. Așa că moderat, într-o balanță și, pentru că vorbim de balanță, urmează horoscop cu Lili Suciu. Da? Mai ai tu ceva să adaugi?